Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur să vă salut în această zi din nou și vreau să vă împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană spirituală pentru noi și trebuie să citim în fiecare zi. Vreau să vă zic ceva, niște cuvinte din 1 Epistol către Corinteni, capitolul 9, versetul 16 și 17. Apostol Pavel scrie: dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Amin. Apostol Pavel vorbește despre sine și știți, automat când Biblia, Apostol Pavel vorbește despre sine, sare în vedere că aceasta este o pildă, este o învățătură, este un exemplu pentru noi. Eu am venit în biserica creștină protestantă atunci când eram încă copil, de vârsta de 14 ani. Dar țin foarte bine minte că când un predicator sau pastor sau cineva care ținea cuvântul ne spunea că eu am postit o săptămână sau eu am citit Biblia 10, că citesc Biblia 10 capitole în fiecare zi. Pentru mine și pentru în rând cu ceilalți care au venit în pe timpurile alea la biserică, la Dumnezeu, era automat că și noi trebuie să facem la fel. Și noi trebuie să citim Biblia câte 10 capitole. Și noi trebuie să postim și noi trebuie să căutăm fața lui Dumnezeu. Deci când un predicator spunea un lucru, era o provocare. Am observat astăzi că majoritatea oamenilor reacționează în mod diferit. Nu contează în ce țară, dar oamenii astăzi sunt mai retrași. Când aud că cineva a avut o experiență spirituală sau cineva citește Biblia sau se roagă, zic: oh, bravo ție, mă admiră ceea ce faci tu, ești atât de bun, bravo, dar lucrul acesta nu înseamnă că ei vreau să facă la fel. Vreau să vă zic că când Apostolul Pavel scrie despre el însuși în Biblie, asta ar însemna că el spune că voi trebuie să faceți la fel. Uitați-vă la exemplu meu, uitați-vă ce fac eu și faceți și voi la fel. Și aici Pavel scrie că dacă el vestește Evanghelia, nu este aceasta o pricină de laudă, căci trebuie să o vestească. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a lăsat ultima poruncă care a fost pe acest pământ: mergeți în toată lumea și faceți uciniți, propovăduiți cuvântul, predicați despre mine, spuneți Evanghelia, această veste bună către oameni despre Dumnezeu, încurajați oamenii să creadă în Dumnezeu, să vină la biserică, să-mi slujească, să mă caute. Aceasta era porunca Domnului Iisus Hristos. Și Pavel a luat această estafetă și a alergat înainte. Dar uitați-vă, el spune că aceasta nu este o pricină de laudă, căci el trebuie să o vestească. Și într-adevăr, Biblia ne spune că a vesti Evanghelia este o poruncă. Nu este o propunere, nu este o propoziție, nu este o ofertă. Dacă vrei, poți să spui și tu despre Dumnezeu cuiva. Nu, nu. Biblia ne învață că a vesti Evanghelia este obligația fiecăruia creștin. Este poruncă care Dumnezeu a lăsat-o ca noi să facem pe acest pământ. Pentru că într-așa mod Dumnezeu lărgește, răspângește împărăția sa pe acest pământ. Și uitați-vă, Apostolul Pavel spune că el poate să vestească Evanghelia din mai multe motive sau în mai multe feluri. El spune că dacă vestesc Evanghelia de bună voie, am o răsplată. Va fi o răsplată pentru aceasta. Dacă înțeleg ce fac și vreau să fac lucrul acesta, primesc răsplată de la Dumnezeu. Dar chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Să vestești Evanghelia de silă, nimeni din noi n-aș vrea. Ca cineva să ne impună, spunem, că te omor dacă nu-mi spui. Nimeni n-aș vrea. Vă încurajez astăzi, haideți să vestim Evanghelia de bună voie. Haideți să împărțim flyeri, să dăm broșuri, haideți să spunem vecinilor, familiilor noastre: Dumnezeu te iubește.
hai cu mine la biserică, vină să mergem duminică în adunare, să ascultăm cuvântul Domnului, deoarece suntem creștini, deoarece credem în Dumnezeu. Vă binecuvintez și vă încurajez să faceți lucrul acesta, să răspândiți Evanghelia Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.